Salutare, sunt Andrei de la Honda Baiasco Group, iar tu ești alături de mine într-unul dintre showroom-urile noastre, cel din șoseaua de centură Chiajna. Astăzi vom vorbi despre noul CR-V Hybrid. Full Hybrid, nu Semi-Hybrid sau Mild Hybrid sau mai știu eu ce denumire folosită în industrie. Honda CR-V Hybrid vine cu un ansamblu propulsor format dintr-un motor termic de 2 litri, un generator și un motor electric, ce dezvoltă 184 de cai putere și 315 Nm. Tehnologia prezentă în această mașină oferă o experiență de condus lină și eficientă, furnizând puterea optimă într-un mod foarte armonios prin alternarea automată a celor trei moduri de condus: Electric Drive, Hybrid Drive și Engine Drive. Modul electric este unul silențios și economic, alimentat exclusiv de bateria litiu-ion. Este folosit pentru plecarea de pe loc și deplasarea cu viteză redusă, până la 60-70 km/h. În modul hybrid, motorul pe benzină angrenează generatorul, care la rândul său oferă energie motorului electric, iar orice surplus este folosit pentru a încărca bateria. Iar modul engine se referă la momentul în care motorul pe benzină devine propulsor. De acest mod avem nevoie când ne deplasăm cu viteză ridicată. Tranziția între aceste trei moduri este una imperceptibilă. Senzația de la volan este similară cu experiența conducerii unei mașini electrice. CR-V Hybrid vine și cu un sistem de tracțiune integrală convențional. Putem spune că este singura mașină din segment, hibridă și cu adevărat 4x4. Acesta este cardanul, prin intermediul căruia puterea este transferată către puntea spate, iar aceasta este o reprezentare grafică și interactivă a modului în care mașina face acest transfer. Garda la sol este de fix 20 de centimetri. Asta înseamnă că vei putea părăsi asfaltul fără niciun fel de emoție. Că tot veni vorba de drumuri neamenajate, Honda a desenat pentru noul CR-V niște portiere pe cât de deosebite, pe atât de practice. Ușile se deschid foarte mult, însă cele de pe spate aproape că ating 90 de grade. Iar forma alungită face ca pragul mașinii să rămână curat, indiferent de cât de murdară este mașina pe exterior. Scaunele noului CR-V sunt extrem de confortabile. Ele oferă o susținere laterală foarte bună, atât pentru șofer și pasager, cât și pentru ocupanții locurilor din spate. Iar ergonomia este și ea la un nivel foarte înalt. Toate comenzile sunt la vedere și, mai important, sunt foarte intuitive. Deși garda la sol este atât de generoasă, Honda CR-V vine cu o gură de încărcare foarte coborâtă. Prin urmare, este foarte ușor să pui bagajele în portbagaj. Și, după cum se vede, în cap câteva. Că veni vorba de portbagaj, bateria sistemului hibrid este amplasată într-un mod ingenios sub podeaua acestuia. Decizia a fost luată pentru a nu compromite confortul pasagerilor din spate. În plus, se deschide foarte ușor. Ceea ce astăzi majoritatea producătorilor prezintă ca fiind sisteme revoluționare de siguranță și asistență activă a șoferului, Honda oferă încă din anii 2000. Este vorba de menținerea activă a benzii de circulație și de cruise control adaptiv cu funcție automată de frânare în caz de pericol. Suplimentar, Honda vine echipată și cu asistență pentru unghiul mort, mersul cu spatele, detecție de pietoni, dar și citirea și redarea în bord a semnelor de circulație. Toate aceste sisteme compun pachetul de siguranță activă denumit Honda Sensing, pachet standard pe toate modelele noastre. Împreună cu sistemele convenționale, fac din Honda CR-V una dintre cele mai sigure mașini în care tu și cei dragi puteți călători. Honda CR-V promite și livrează un grad foarte ridicat de confort și siguranță, un consum de carburant foarte mic, dar și o dinamică impresionantă pentru o mașină de talia aceasta. Mai sunt câteva avantaje care vin de pe urma sistemului hibrid, cum ar fi impozit spre zero, emisii de dioxid de carbon foarte reduse și staționări în unele parcări publice din București gratuite. Sunt mult mai multe lucruri de discutat și descoperit. Pentru o probă de drum și o prezentare amănunțită, te așteptăm la unul dintre showroom-urile noastre, cel din șoseaua de centură Chiajna sau din calea Giulești. Concluziile le poți trage chiar tu.